Dau cuvântul acum domnului Rareș Bogdan. Dear Roberta, domnule președinte, excelențele voastre, today is the big day. I will speak in my language. Am avut privilegiul de a asculta alături de dumneavoastră analiza și viziunea unui adevărat om de stat. Klaus Iohannis, președintele României în ultimii 9 ani, votat de 2 ori de aproape 7 milioane de români de fiecare dată. Ați ascultat discursul unui om cu vocație europeană despre Europa și construcția europeană. Nu este un simplu discurs. Aceasta este România, distinși colegi. Cea mai importantă țară pentru asigurarea securității UE la Marea Neagră și țara care are 650 de kilometri de graniță cu Ucraina. În România au primit adăpost peste 7 milioane de ucrainieni, femei, bătrâni și copii, fugind din calea războiului în ultimii 2 ani de zile. Românii nu și-au blocat niciun moment granițele, nici nu i-au privit cu ostilitate pe cei care au căutat să-și salveze viețile lor și ale copiilor. Dimpotrivă, la nivel instituțional, în frunte cu președintele Iohannis, și la nivel uman, fiecare român și-a deschis inima și casa în fața refugiaților. Nu suntem nici cei mai bogați din Europa și nici cei mai ajutați din Europa, dar avem un cult strămoșesc pentru ospitalitate și ajutor. Aceasta este România, o țară sinceră, deși este cea mai atacată țară din UE în războiul informațional dus de un dictator, Putin, împotriva civilizației occidentale. Kremlinul a înțeles că România este o miză colosală și investește masiv în coruperea minților alegătorilor și în încercarea de a destabiliza România și dinamita din interiorul Uniunii Europeană. Încearcă să dinamiteze valorile civilizației occidentale. Vă asigur însă că românii vor rămâne europeni prin excelență, iar președintele Iohannis va garanta până în ultima zi a mandatului său acest lucru. Aceasta este România, țara cu cel mai mare potențial energetic din Uniunea Europeană și de ale cărei investiții, finanțate și din bani europeni, nu puțin, dar nu destui, va depinde în mare parte independența energetică a Europei. Președintele Iohannis, așa cum v-ați convins, este un șef de stat echilibrat și rațional, profund european, așa cum mi-aș dori să văd și alt șef de stat, în special în zonele vecine a României. Este un președinte care a echilibrat într-un mod admirabil interesul țării sale, fără a afecta interesul Europei în regiune. A trecut vremea individualităților și a orgolilor. Viitorul va demonstra că echilibrul câștigă forțe și nesăbuinței. În țara mea există un cântec cântat pentru prima dată acum 150 de ani. Se numește Hora Unirii, iar versurile sunt: unde unul nu-i putere la nevoi și la durere, unde-s doi puterea crește și dușmanul nu-și sporește. Hora Unirii în această perioadă complicată și plină de provocări de securitate poate fi adaptată ca mesaj, ca un adevărat imn al Europei actuale. Thank you. Maria.